Sorin, ah, cum ți se pare povestea asta? Deci repet, avem fostul sos principal suspect, înțeleg, găsit, da, și cu niște zgârieturi pe față. Are și niște zgârieturi și o știre de ultimă oră, nu știu, încă nu e verificată, este că la el acasă, la percheziție, s-ar fi găsit niște haine spălate, acum să vedem care dacă aveau și urme de sânge. Da. Nu știu, asta trebuie să stabilească criminalistica. Dar dincolo de asta, să știi că cazul nu este deloc așa ușor. Adică soțul gelos care își ucide soția, nici vorbă de așa ceva. Există acele amenințări de pe Facebook, mai există, da, și alte situații. Da, dar înțeleg că era un cont fals, adică păi, teoretic oricine putea să se afle trebuie în spatele acelui pseudonim, inclusiv fostul soț, la o adică. Este posibil, dar deocamdată trebuie să stabilească cei de la cercetarea electronică, de la percheziția electronică, de unde s-a trimis acele exact mesaje. De asemenea, sunt câteva lucruri, câteva semne de întrebare. Soțul spune că este zgâriat la serviciu. La serviciu, zgâriindu-se atât de rău, trebuie să știe și altă lume. A fost reținut pentru 24 de ore. Haideți să vedem exact ce a declarat înainte de treaba asta. Pe la ce oră ați venit la ea? La 5. Pe la ora 5 am fost la ea. Ați sunat-o și dumneavoastră? Am sunat-o de azi de dimineață, într-una, până acum. Și n-a răspuns? Nu mi-a răspuns în nicio formă. Copiii erau la dumneavoastră? Da, copiii sunt la mine. V-aș certat? Nu ne-am certat, nu ne-am certat. Nu era aseară când am vorbit cu ea, nu era, nu părea supărat. Ce v-a zis? Care a fost un lucru care l-a zis? Să cumpăr medicamente la copii ca să... Că vine de dimineață și mie. Și n-a mai venit? Și n-a mai venit. Mai avea cineva cheile casă, înțeleg că ușile erau împărate? Nimeni nu mai avea, în afară de ea și de mama, soacră. Cred, nu știu. Știți pe cineva să fie avut un motiv să-i facă rău? Nu, n-avea dușman, era un copil extraordinar, nu avea cine să-i facă rău copilului ăsta. Acum 6 luni. Te rog, Sorin, te auzeam comentând în timp ce l-ascultai. Deci soțul n-avea chei. În plus, copiii erau la el. Lipsește, atenție, lipsește telefonul. Și arma crimei. Și arma crimei, dar telefonul, e foarte important. De ce? Cred eu. Pentru că femeia a descuiat, chei nu avea decât ea și mama și părinții ei. Ea a primit un telefon de la cineva care era cunoscut și i-a deschis. Pentru că lipsesc și cheile din casă, cheile ei. Deci cel care a plecat a încuiat și a încuiat de ce? Și a luat telefonul de ce? Ca să capete timp, să câștige timp, să fugă, să plece, să fie descoperit cadavrul cât mai târziu. Aici cu cheile ne încurcăm rău de tot în anchete. După părerea mea, aici este și cheia, dacă vrei, la cheile astea. Da, ne întoarcem la domnul Țurlea. Cui i-a deschis? De ce a dispărut telefonul? Domnul Țurlea, fiul stătea cu dumneavoastră în casă? Da. Da. Și înțeleg că azi noapte copiii au fost acolo cu alaltă noapte, pardon. Erau acolo cu tatăl lor, cu fiul dumneavoastră. Da. Știți să fi ieșit fiul, să fi avut vreo treabă? A venit în așa lor și i-a luat la 8:30. Deci cine a venit? Stați un pic, că n-am auzit. Cine a venit? Deci copiii în noaptea aia erau la nașa, nu la dumneavoastră. Nu, la ora 8:30 a venit nașa să ia de la mine. Și cât au stat la nașa? Că băiatul s-a dus să... Păi de... La nașa a stat de atunci de când i-a luat până acum, așa cum i-a. Aha. Și băiatul unde s-a dus? La nașa după crimă, adică în jur... Băiatul s-a dus când a plecat el la 5:30, crezând eu că pleacă după Andreea, că nu știa de ea toată ziua. Teo, poți să ne lămurești că nu înțeleg foarte bine. Nu s-a mai întors, noaptea că... Da, sigur că da. Deci, Teo, întreabă-l, te rog, primei, peste noapte. A fost la muncă, în jurul orei 3. Așa. Zi, Teodora.
În jurul orei 3 a venit bărbatul acasă, i-a spus tatălui său, domnului Neamarin, care este lângă mine, că toată ziua a încercat să o sune pe Andreea și că nu-i răspunde. În continuare a tot insistat să o sune pe Andreea, să ia legătura cu ea, aceasta nu a răspuns. În jurul orei 5 bărbatul s-a luat și a plecat. Nu i-a spus nimic tatălui, tatăl spune că se gândește că a plecat, se gândea și atunci că a plecat să o caute pe Andreea. Ei, între timp, Andreea a fost găsită fără suflare, bărbatul nu s-a mai întors acasă, iar în jurul orei 8:30 seara, nașii de botez și de cununie a celor doi au venit la domnul Marin acasă să ia copiii. Iar de atunci copiii sunt în grija celor doi nași. Înțeles. Am crezut că atunci noaptea cu pricina. Tatăl principalului suspect a aflat de tot ce s-a... Nu. Tatăl spune că a aflat abia noaptea, după ora 9:30, când au venit poliția. Când a venit poliția și au luat pe aici amprente și puțin s-a uitat printre lucrurile lui. Că vorbea și domnul Sorin Ovidiu Bălan despre acele haine care ar fi fost găsite cu pete de sânge. Eu am văzut acele haine, mi le-a arătat domnul Marin. Sunt murdare, sunt întinse pe sârmă. Erau hainele care au fost purtate în ziua de sâmbătă de către principalul suspect, dar nu au fost ridicate, deci au fost lăsate tot acolo pe sârmă. Sunt și acum acolo, într-adevăr sunt murdare, adică se văd urme de noroi, nu s-au spălat foarte bine, dar eu personal nu am văzut pete de sânge, sau cel puțin nici n-au fost ridicate acele haine. Faptul că nu au fost ridicate dovedește că nu sunt probe. Nu cred că erau atât de nebuni să lase niște haine pătate. Acum ADN, amprente, mai au... Da, Teon, mai întreabă-l o dată, pentru că... Teon, ne-ai spus niște ore. Mai întreabă-l o dată, peste noapte, la ce oră a plecat de acasă ca să o caute pe Andreea? Peste noapte unde a fost? Nu. Peste noapte n-a plecat nicieri. La 5:30 a plecat la magazin să se intereseze de Andreea. 5:30 dimineața? După amiază, cred. Că magazinul nu-i deschis la dimineață. Nu, seara. După amiază, da. Am înțeles.